Mi-am propus ca astăzi să revoluționez lumea clipurilor de parfumuri de pe canalul meu și să fac un clip care să nu dureze mai mult decât, să zicem, 13-15 minute, pentru că am 13 parfumuri și cu tot cu introducere, hai să fie așa un 15 minute. Doamne, sper să îmi iasă! Bună, eu sunt Raluca și dacă ești nou pe acest canal, nu uita să te abonezi, astfel încât să facem comunitatea asta să crească și să se facă mare până iese din cadru. Mi-am pus cerceii aceștia mari și simpatici ca să vă distrag atenția de la părul meu rebel, dar o să trăim cu șuvița asta aici, trebuie să-l spăl. Asta este. O să începem fără doar și poate, că nu știu dacă 13 e un număr cu noroc sau cu ghinion pentru mine și în introducerea acestui clip, sau o să introduc aceste 13 parfumuri cu The One and Only Caramel de la Mirage. Pentru că este parfumul despre care vorbește toată lumea de o săptămână și trebuie să vă zic părerea mea sinceră despre el. Eu cred că acesta este parfumul gurmand perfect pe care trebuie să îl ai în colecția ta. Și lăsând la o parte faptul că a fost reinventat cumva brandul Mirage, lăsând la o parte faptul că e un brand cu tradiție, lăsând la o parte faptul că cineva s-a gândit să îl readucă în atenția noastră cu două parfumuri minimaliste în sticluțele astea pe care eu le consider sincer perfecte, mi se pare că au făcut o treabă foarte bună alegând acest design minimalist pentru parfumuri și pentru mine parfumul acesta este combinația perfectă dintre caramel și vanilie. Dacă știți cappuccino, vanila caramel sau cappuccino caramel vanila, dacă ați băut vreodată așa ceva, mi se pare că e exact mirosul ăla, doar că nu atât de sintetic pe cât el se simte în băutura respectivă. Pentru mine este parfumul care completează perfect o ținută de toamnă. Și imaginați-vă un trench alb sau un trench în culoarea aceea specifică a trenchurilor. Un outfit all white pe dedesubt sau poate un outfit maro sau poate un outfit nude, crem, cum vreți voi, combinația pe care voi vă alegeți în culorile astea specifice toamnei, o pereche de Adidas și o geantă casual, o geantă în care să-ți intre toată viața, plus mirosul ăsta. Este absolut divin. Trebuie să-l încercați și din câte știu eu pe site-ul lor puteți să vă achiziționați inclusiv mini-uri care au undeva la 7-10 ml, ceva de genul acesta, astfel încât să știți dacă acest parfum, care da, într-adevăr, nu are un preț mic, are un preț al unui parfum de designer în variantă de 50 de ml lansat în 2022. Pentru că știți că cele de designer ajung până la 7-8 milioane în variantele de 75-100 de ml. By the way, aici sunt 100 de ml de parfum. Sper că n-am vorbit mai mult de un minut. Mergem la următorul parfum. Eu le-am puse pe toate aici pe o măsuță și după cum vedeți am schimbat cadrul ca să ne mai vedem și în bătaie de raze de soare, care ele vin așa, voi nu le vedeți, dar iar divaghez și iar o să dureze mult. Lanter D de la Givenchy. V-am promis în clipul în care am introdus jurnalul de Malta și sper că ați văzut toate episoadele din jurnalul de Malta, v-am promis că o să vorbim despre acest parfum care este apa de toaletă și este parfumul lansat în anul 2022. Pentru mine este cumva un parfum foarte bine echilibrat și asta este tot ceea ce pot să spun despre el, mai cu seamă că e un parfum care a produs atât de mult hate în rândul celor care sunt fani ai brandului Givenchy. Doamne, dacă vă uitați pe Fragrantica, sunt atât de mulți oameni care nu înțeleg sensul acestui parfum și sunt atât de mulți oameni supărați că varianta inițială lansată în 2019 a fost reformulată. Ei bine, varianta asta a fost reformulată pentru că între timp au fost interzise niște ingrediente din parfumuri și cei de la Givenchy au ales să relanseze apa de toaletă în această variantă, care include și o sticluță din materiale reciclate sau reciclabile, ceva de genul acesta. Oricum, nu face sens pentru nimeni treaba asta. Mie mi se pare că e un parfum fain, mi se pare că e un parfum echilibrat. Și o să le pulverizez aici pentru că am uitat să-mi iau blotere. Doamne, și e citricul cu vanilie perfect. Și mi se pare că este ușor diferit față de 2019 și n-are cum să nu fie. Pentru că odată ce scoți niște ingrediente și pui altele, nu ai cum să obții același miros. N-ai cum. Ceva trebuie să se schimbe. E citricul perfect. Într-adevăr, a fost lansat din punctul meu de vedere ușor târziu pentru cum miroase el, pentru că deja ne gândim să-l mai folosim de la primăvară, dar l-am mirosit în Best Value în aeroport și nu am putut să plec de acolo fără el. Am dat destul de mult pe el, dar o să vă pun oricum link-uri pentru toate parfumurile în descriere.
descriere. Ce pot să mai zic despre el este că, deși are tuberoză și are tuberoza aia care mie nu îmi place, e cumva cumințită de un miros de iasomie pe care îl și simt în acest parfum. Musai să îl încercați, mergeți și testați-l într-un magazin pentru că e posibil să vă placă foarte mult. Mergem mai departe la o noutate și știți că mai am o preferință în ceea ce privește parfumurile lor. Doamne, sper că pot să pronunț acest brand, Sarangieu, acesta. Da, îl ador pe Vanilla Bloom, îl ador, nu că îl ador, îl divinizez pe Vanilla Bloom. Este plăcinta cu piersică și vanilie perfectă, o să mai vorbim despre el. Însă, astăzi vreau să vă vorbesc despre Breeze of Shine, a ajuns aseară la noi. Nu pot să vă zic legat de persistență, legat de toate cele, pentru că nu l-am testat decât aseară, dar ce pot să vă zic este că l-am pulverizat pe mână și apoi m-am dus să fac curat în bucătărie, am spălat vasele vreo 10 minute, m-am ocupat pe acolo de tot, iar parfumul acesta, după ce am terminat, încă mirosea pe mâna mea. Mi se pare incredibil că persistă atât de bine în condițiile în care, după ce l-am pulverizat, 10 minute am stat cu mâinile în apă. E din altă ligă. Atât pot să vă zic că este din altă ligă. Și așa ca o idee să înțelegeți care e treaba cu acest brand, este un brand corean, iar toate parfumurile create de acest nas corean, ca să zic așa, evocă amintiri ale unor locuri și momente pe care el le-a trăit în viața lui în ultimii X ani. Și da, el a fost înainte să fie designerul propriilor lui parfumuri, a fost ceva mare director în LVMH pe zona aia de Asia, ceva de genul acesta. Sper că am reținut bine și sper că nu greșesc. Ca să înțelegeți ce se întâmplă în acest parfum, cocos și citrice. Cocosul din parfumul ăsta este din altă lume. Eu nu mă înnebunesc după cocos, nu mă înnebunesc după fructul de cocos, nu mă înnebunesc după mâncăruri cu cocos, bine, deserturi cu cocos, ca să mă exprim corect, însă ce se întâmplă aici cu cocosul și citricele, în primăvară, vară, va fi perfect, deși eu o să-l port și acum pentru că îmi place foarte mult, ce pot să zic. Următorul parfum, pentru mine, a fost o revelație și a fost un parfum pe care inițial l-am urât. Îmi pare rău, Flavius, și îmi pare rău nici Saint Arad, dar când l-am mirosit pentru prima oară la lumii, am zis, what is this? Parfumul este Carmen. M-a sunat Cristian într-o zi și mi-a zis, acasă te așteaptă un parfum Carmen. Și eu am zis, ok, dar mie nu-mi place parfumul ăla. Și când m-am dus eu acasă și am mirosit acest parfum care vrea să iasă de aici și vrea să fie arătat lumii, am zis, nu, nu, nu. Nu se poate, dar în cel mai bun sens al cuvântului. L-am purtat câteva zile în disperare și cu siguranță e un parfum pe care îl consider potrivit pentru această perioadă și pentru mine a fost o revelație. Nu înțeleg ce s-a întâmplat în mintea mea de m-am transformat la 180 de grade când a venit vorba de el, dar îmi pare cel mai sofisticat, complex și plin de sens parfum pe care l-am mirosit vreodată. Ce simt eu în parfumul acesta? Simt niște note lemnoase combinate cu o vanilie și combinate cumva cu niște note piperate, cumva spicy, dar nu chiar, mai degrabă piperat decât spicy. Și ce mai simt și nu înțeleg de ce simt asta, că poate că n-ar trebui, este că atunci când îl pulverizez pe pielea mea, are cumva o tentă verde, are o tentă de ceva verde. Nu știu din ce, dar asta este ceea ce îmi transmite. Nu pot să vă zic ce a gândit Flavius în momentul în care a făcut acest parfum, ce pot să vă zic cu siguranță că este că e cel mai sofisticat și cel mai elegant și cel mai impunător parfum pe care eu îl am în colecția mea. Într-adevăr, e un parfum care merită atenția. Nu știu dacă vă puteți lua de pe niște scent și mostre ale acestui parfum, dar dacă aveți posibilitatea să îl mirosiți undeva, e chef's kiss, ca să zic așa. Hai că eu zic că ne descurcăm bine până acum și trecem la următorul parfum. Uitați-vă la sticla aceasta. Uitați-vă cât de frumoasă, minunată, supercalifragilistică este această sticlă pe care eu o ador, iar înăuntru este insane. E parfumul pe care foarte multă lume ar putea să îl folosească în această perioadă. Și dacă cel puțin o secundă în viața voastră vă uitați pe Dubai Collection și ziceți vreau parfumul ăla și este out of stock mereu, să știți că asta e o clonă foarte bună de Angel Share. A fost lansat recent, dacă nu mă înșel, acum
una, două, trei săptămâni. L-am folosit mult. Dacă vă place combinația de coniac cu ceva, de coniac cu vanilie și cu pralină, this is the one. Și vă promit că o să vă placă. N-o să vin aici să vă zic, este cea mai bună clonă a lui Angel Share. E face de rege, dar vă garantez că mirosul este atât de bine îmbinat, notele care îl compun sunt atât de bine îmbinate și persistă atât de mult pe piele, încât, da, e posibil ca ăsta să fie parfumul care vă dă lumea peste cap toamna asta. Dacă nu știți de Angel Share, de clonele lui, de coniacul ăsta perfect pentru toamnă, pe care, da, eu îl văd potrivit pentru femei, dați o fugă până la Marhaba și mirosiți-l acolo, pentru că ei au și un fel de showroom în care puteți să mirosiți parfumurile și să vi le achiziționați chiar de acolo sau nu. Da, e sezonul coniacului și este sezonul șemineului în care ard lemne și este sezonul acestui parfum. Promit că e parfumul ăla de care vă puteți îndrăgosti. Și vedeți că eu nu prea îmi permit să zic asta în general despre parfumuri, pentru că gusturile oamenilor la parfumuri sunt diferite și pentru că parfumul care pe mine persistă foarte mult timp, pe voi e posibil să nu persiste la fel de mult timp. Dar ăsta... V-am zis că le pulverizez așa că mi-am uitat plotărele acasă? Da, ce să fac? N-am unde. Și pe unele nu le am chiar cu cutiile lor, așa că n-am unde să le pulverizez. Dar trecem la următorul. Și următorul este... Hai să vedem pe cine luăm de aici. Hai să luăm pe ruj. Pentru că, da, cred că vă așteptați că o să urmeze o clonă de Baccarat Rouge 540. E o clonă mai cumințică din punctul meu de vedere. Vine el în aceeași colecție cu acest Insane pe care l-am pus aici. Este o colecție lansată de cei de la Marhaba. Stați că nu știu ce am făcut aici și nu știu de ce dau atât de mult parfum, că în curând o să mă simt până aici de parfum și nu o să mai pot continua acest clip. Ruj, așa arată sticluța, evident că vă induce ideea de Baccarat Rouge, că nu vrea nimeni să vă mintă că n-ar fi așa. Ce mi se pare mie este că, deși are mirosul acela de stomatolog, specific lui Baccarat, și n-ar trebui să vă sperie chestia asta, pentru că toată lumea zice, a, miroase stomatolog, nu-mi place, mai ales cei care urăsc mersul la stomatolog, și e de înțeles cumva că nu vrei să te dai cu un parfum care îți aduce aminte de o activitate pe care tu nu vrei să o faci. Dar vă promit că nu este atât de repulsiv, pot să folosesc cuvântul ăsta, sper că pot să-l folosesc, precum este mersul în sine la stomatolog și fobia pe care mulți oameni o au legat de stomatolog. Mi se pare că e blenduit bine, mi se pare că e ușor fructățel și e îmbrăcat foarte frumos, astfel încât să îți dea senzația aia, să te ducă într-acolo, dar să aibă personalitatea lui. Și cred că e important asta când vorbim de o clonă sau de un parfum inspirat, să nu fie unul la unul. Și nu poate să zică nimeni, credeți-mă, niciodată că e fix ca originalul, că e fix ca ăla. Da, te duce acolo, te duce cu gândul, dar e important să aibă și personalitatea lui, pentru că dacă vrei să te dai cu un parfum care miroase ca Baccarat, mai bine îți cumperi Baccarat. Evident, dacă poți, pentru că fie un parfum destul de scump și nu toată lumea și-l permite, și eu una, sincer, nu consider că este timpul ca eu să investesc în acest parfum care este destul de scump. Stă bine pe tine, are vibe-ul lui, prin urmare, încercați-l la Marhaba. Hai să mergem la următorul și să îl luăm pe Liberté. Ce credeți că e Liberté? Da, da, vă gândiți bine. Liberté este chiar inspirat din... Hai să vă aud. Ați zis bine. Libru de la Yves Saint Laurent. Vine de la Pandora Sense, îl găsiți pe Dubai Collection și, by the way, nu uitați de codul RAL05 pe care îl puteți folosi pe site-ul celor de la Dubai Collection, astfel încât să primiți un discount de 5% la comenzile pe care voi le faceți pe site. Cred că mi l-am pulverizat în cap, sincer. Are un miros asemănător cu originalul, persistă, aș zice că undeva 3-4 ore, poate că vreo 2 se simte în jur și încă vreo 2 rămâne la nivelul pielii, dar pentru cât costă, eu cred că este un deal foarte bun. Din punctul meu de vedere, simt în el mai multă iasomie și vanilie și mai puțină lavandă, dar are lavanda aia care te duce cu gândul la Libra. Da, ăsta este un deal bun. Pentru banii pe care îi dai, chiar primești un miros asemănător cu cel al lui Libra.
Hai să-l punem și pe el deoparte. Și să trecem la următorul, următorul fiind Indulge. Dacă ați văzut vreodată o cutie a originalului, a parfumului din care se inspiră, sigur vă dați seama că acesta este o clonă de Givenchy. Nu știu, sincer să vă zic, nu știu ce parfum Givenchy clonează, pentru că pe site-ul lor scrie doar Lanterdi și pentru că eu nu am toate parfumurile Lanterdi, nu aș putea să vă zic ce parfum clonează, care dintre variantele Lanterdi clonează, dar, ca să mă vedeți pe mine imediat înapoi, vreau să vă arăt faptul că aici e o fundiță foarte, foarte frumoasă, care e pusă pe elastic și pe care, ce credeți, putem să o dăm jos și să ne punem în păr. Uite, mi-a venit ideea asta acum. Ok, hai să vorbim despre parfum. 100 de ml vine tot de la Pandora Scents, e decent și el și când spun decent mă refer la faptul că persistă undeva la 3-4 ore, vreo 2 se simte așa, iar încă vreo 2 rămâne la nivelul pielii, dar pentru prețul pe care îl are chiar pare un deal bun. O să-l mai folosesc, l-am folosit foarte puțin în ultimele zile, care următoarele zile erau. O să-l mai folosesc să mai fac o părere despre el. Ce vreau să vă zic este că în momentul în care îl pulverizez, se deschide cu o notă arțăgoasă. Se deschide cu ceva și nu pot să identific această notă, deși m-am chinuit câteva zile să fac asta, dar se deschide cu o notă care pe mine mă zgârie pe nas. Și trebuie să îi dau câteva minute astfel încât să se potolească și să mă lase să mă bucur și eu de acest scent care duce spre Givenchy Lanterdi. Oricum, parfumurile din gama Lanterdi toate au cam aceeași bază și după fiecare vine cu ceva special, dar te duce cu gândul acolo. Când îl simți pe ăsta pulverizat pe cineva, știi clar că se referă sau că se duce sau că vrea să se apropie de Givenchy Lanterdi. Apreciez foarte tare sticluța asta drăguță și, cum să zic, suavă și da, pentru prețul pe care îl are e un parfum bun și dacă pui la socoteală și faptul că mai ai încă 5% reducere în momentul în care pui comanda, e și mai bine. Plus că poți să-ți iei mostre de 10 ml astfel încât să testezi parfumul și să știi dacă îți place sau nu și merită să îți achiziționezi varianta mare sau nu. Hai să continuăm și o să continuăm cu un brand care se cheamă Oricenter. Nu știu dacă știți, dacă sunteți la curent cu brandul acesta, dacă l-ați încercat până acum, eu l-am și încercat și am avut timp să-mi cadă și sticla și să îi provoc treaba asta aici. Oasis of Love este un parfum care, evident, după cum ne arată un pic și lichidul din sticlă, se apropie de Baccarat Rouge 540, normal, pentru că eu am senzația că fiind cel mai clonat parfum, e cel mai clonat parfum tocmai pentru faptul că cererea este extrem, dar extrem de mare în ceea ce privește mirosul lui. Ei, iată că mai avem aici o clonă, sper că vă place când fac asta. O salvare. S-a oprit. Ce vreau să vă zic legat de el este că e unul dintre puținele parfumuri unde, după ce îl pulverizez pe mână, pe piele, am nevoie de 2-3 minute, trebuie să-i dau un răgaz de 2-3 minute astfel încât să-i simt notele, pentru că ceea ce simt inițial în el nu îmi place, nasul meu nu agrează ceea ce simt inițial în el, dar după 2-3 note, totul, minute, nu note, minute, totul se așează și totul revine la normal și da, îmi dă vibe-ul acela de Baccarat și mi se pare că e un parfum un pic mai potolit, e un parfum care nu țipă atât de tare, Baccarat! Înțelegeți ce zic? Eu nu am o problemă cu clonele de Baccarat, mai mult decât atât îmi plac, mai mult decât atât mi-am propus ca la un moment dat în viața asta să am toate clonele de Baccarat și cred că acestui parfum, pe lângă faptul că îi atribuim asemănarea asta cu Baccarat Rouge, trebuie să îi apreciem și această sticluță la care cineva a depus efort, are capacul acesta de lemn aici, are sticluța asta foarte, foarte drăguță și mai vine și în această cutie care e așa, cum să vă zic, e numai bună de primit o fundă și de oferit cadou, exact ca atare. Hai să văd unde îl mai pun și pe acesta, că m-am umplut de parfumuri stânga-dreapta. Aș vrea să le dau la o parte pe toate despre care am vorbit, ca să știu unde am rămas. Mai avem 4 parfumuri. Hai că nu stăm atât de rău. Nu stăm rău deloc. Continuăm cu un parfum care a fost descoperirea toamnei pentru mine și este acest Escent Sherry Sherry. Și da, vă imaginați că este o clonă de Lost Sherry de la Tom Ford. Și din punctul meu de vedere este o clonă bună. Este o clonă care are o persistență foarte faină.
Asta este combinația de culori de pe sticluță. Are sticla asta oglindă în care dacă vreau pot să mă dau și cu ruj. Nu că aș avea nevoie să fac asta în sticla parfumului, dar arată exact așa. Și deși în momentul în care îl pulverizez se simte multă migdală combinată cu cireașă, evident, mi se pare că e o combinație foarte bună între migdale și cireșe și ăsta persistă. E un parfum care chiar persistă. Și by the way, când vorbim de Oris Gentle, când vorbim de aceste scent și când vorbim de următorul parfum, să știți că le-am primit din partea celor de la 12 note. Vă pun linkul lor în descriere și să știți că pe site-ul lor am un cod de reducere de 10%, se cheamă Raluca 10, va fi valabil începând de acum până la finalul anului, iar dacă vreți să vă plasați o comandă, folosiți la checkout codul Raluca 10, vedeți că sunt niște condiții acolo, să fie comandă de minim 75 de lei și nu mai știu dacă mai e o altă condiție, dar, în fine, dacă sunteți în căutarea de parfumuri, vreți să vă luați parfumuri în următoarea perioadă, vreți să luați parfumuri de făcut cadou de Crăciun, Raluca 10 este codul pe care îl folosim pe 12note.ro, aș zice, vă pun în descriere link direct cel mai bine ca să știți exact unde să intrați. E de luat în calcul. Dacă vă place mirosul lui Lost Cherry, că sigur nu vă place prețul, că nici mie nu-mi place prețul parfumurilor Tom Ford, dar dacă vă place mirosul acela, e un parfum pe care vi-l recomand să îl aveți în vedere în momentul în care vreți să vă faceți o achiziție nouă, dacă, evident, combinația de migdală cu cireașă e pe placul vostru. Eu nu mă omor după migdală, v-am zis asta deja de câteva ori, însă nu mă deranjează în acest parfum și mai mult decât atât, mor după el. La propriu sunt extaziată în momentul în care mă gândesc cu ce mă dau astăzi? Hai să mă dau cu Sherry Cherry. Și ca să fim tot pe acolo, hai să vorbim și despre Opulent Red. Nu îmi aduc aminte niciodată ce parfum clonează. Clonează Ruj Malachit, Malasit, Ruj ceva de la Armani Privé. Sper că nu greșesc, așa arată sticluța, este un parfum Latafa. Știu că Latafa este un brand care creează multe discuții în online și că știu că sunt oameni care zic nu, Latafa, nu, nu, niciodată. Dar dacă nu aveți o problemă cu acest brand, că eu nu știu cine se uită la mine, să știți că poate vreți să aruncați o privire pe 12 note să vedeți exact ce parfumuri Latafa au ei acolo. Uite, cu parfumul ăsta am o problemă. Dacă îl pulverizez așa în aer, simt un fel de ud combinat cu ceva, simt un miros care ar fi cumva toxic, pe care creierul meu îl percepe ca fiind toxic. În schimb, dacă îl pulverizez pe mână, situația este cu totul diferită. Și pentru că n-am pulverizat nimic acum pe mână, o să îl pulverizez pe acesta și o să-i dau un pic de timp. Nu știu dacă v-am zis, dar nu cunosc originalul, nu l-am mirosit niciodată, nu aș putea să vă zic dacă se aseamănă sau nu cu el. Adică îmi imaginez că se aseamănă, dar cât de mult se aseamănă cu el. Dar e un parfum care pe pielea mea se deschide fructat. Mă duce în sensul, în ideea, în întâmpinarea unui coș cu fructe. După ce îl las puțin, mi se pare că se îndulcește. Mi se pare că toată dulceața din fructe iese la suprafață și mi se mai pare că se evidențiază din buchetul ăsta de ce avea el, se evidențiază o aromă de portocală roșie proaspăt stoarsă. Imaginați-vă că ții o portocală roșie în mână, ai jumătate de portocală în mână și o storci și rezultă de acolo un miros de suc de portocală combinat cu ce iese din coaja portocalei. E, exact asta simt eu pe pielea mea. Și ar mai fi ideea aceea de niște flori, doar că nu pot să zic floarea aia și floarea aia și floarea aia, notele din florile respective. Nu pot. Asta este tot ce pot să vă zic legat de el, dar e interesant și e de mirosit. Latafa Escent și Oris Gentle se găsesc pe 12 note și dacă vreți să vă luați și voi, aveți codul acesta Raluca 10 care vă acordă 10% reducere. Acum, let's step up the game, pentru că la final am păstrat două parfumuri care
sunt ceva mai scumpe, dar care au potențialul de a îți atrage foarte tare atenția. În primul rând, să ne luăm un moment de apreciere pentru această cutie. Sper din suflet ca în momentul în care îi deschid capacul să nu îmi cadă parfumul cu totul. Parfumul acesta vine de la Martin Martin, se regăsește pe Dubai Collection, unde știți că puteți să-l luați cu reducere și are cutia asta absolut superbă. Aici avem un fel de imagine a parfumului împreună cu notele lui. Avem hârtia asta de calc branduită, foarte frumoasă, care protejează parfumul. Și acest parfum, care vă zic de acum că nu este ieftin, nu e nici cel mai scump, dar nu este ieftin, care arată așa. Ce apreciez la el este faptul că nu are un auriu chicios și că te duce cumva cu gândul la un brand oriental, însă în ceea ce privește mirosul nu este deloc oriental. Și dacă ne uităm aici pe cutie unde sunt listate notele, avem în top pară, mandarină și prună, și asta este ceea ce m-a atras pe mine foarte tare la el. În mijloc, iasomie și orange blossom, floare de portocal, și în bază vanilie, tonka și ambergris. În momentul în care îl pulverizez, sincer vă zic, cu toată sinceritatea, cu mâna pe inimă, mamă cât a pulverizator, uitați-vă și voi. Ai pulverizat odată, s-a dus până la ușa de la intrare și ușa de la intrare e acolo departe. Cu mâna pe inimă vă zic că mie îmi dă vibes de libr. E un parfum care în mintea mea se apropie sau se asociază sau se integrează un pic cu mirosul parfumului clasic libr. Nu știu cum îl simțiți voi, dacă l-ați mirosit, vă rog să îmi ziceți și mie cum vi se pare vouă, dar mie îmi dă vibe-ul acela, deși nu e un parfum care are lavandă. Adică vreau să fim clar înțeleși, în mintea mea el se duce cumva spre mirosul lui libră și îmi dă senzația aia de îndrăzneală, de femeie de afaceri care se îmbracă în costum, are niște tocuri, niște pantofi cu toc înalți, cu toc subțire, negri, se duce la birou, poate are și laptopul în mână, se dă cu parfumul ăsta pentru că vrea să intre în sala de ședință și să zică eu sunt puternică, fac drag, înțelegeți voi ideea, dar e fain, îl găsiți pe Dubai Collection și pe el și este primit proaspăt de la ei, e primit de la cei de la Dubai Collection și l-am adus în atenția voastră pentru că există posibilitatea să îl vedeți nou apărut pe site, că știu că foarte multă lume se uită constant pe Dubai Collection și caută constant niște parfumuri care nu sunt niciodată în stoc, așa că m-am zis să vi-l arăt, să vă zic câteva cuvinte despre el în situația în care vreți să vi-l achiziționați și v-a atras atenția. Pentru ultimul parfum vă garantez că nu sunteți pregătite. Sub nicio formă nu vă așteptați la acest parfum, pe care l-a primit Cristian de la Claudio Zucca, el fiind un parfumier italian, sper că zic bine, l-a contactat într-o zi și i-a zis: hei Cristian, nu înțeleg ce zici, dar îmi place foarte tare vibe-ul tău, așa că vreau să îți trimit parfumurile mele. Mi s-a părut cam cute treaba asta. Și când au venit parfumurile, evident că mi-am băgat și eu nasul prin ele. Și uitați-vă puțin la acest ambalaj. El a fost așa aici. Și parfumul în cauză, cel de care eu sunt obsedată și care este al meu și numai al meu și nu-l dau nimănui, este Benjoin en Fleur. Sper din suflet că franceza mea a fost suficient de bună astfel încât să îmi iasă această denumire. Se deschide așa, iar superbitatea dinăuntru este aceasta. Este ceva mai scump, să știți că parfumurile lui se regăsesc și pe Niche Saint Arad. Ce drăguț! Claudio Zucca, parfumier, are toate informațiile lui de contact aici. Cât de tare, nu văzusem, e prima oară când văd chestia asta pusă aici pe margine. Iar ce se întâmplă în sticla asta este cu totul și cu totul și cu totul ieșit din comun. Este, cred că, singurul parfum pe care nu știu să vi-l descriu. Și nu că nu știu să vi-l descriu, că nu sunt capabilă să fac asta, doar că nu pot să singularizez, mamă, sper că am zis bine, niciuna dintre notele pe care el le conține. Nu pot să le iau decât ca un tot și nu pot sub nicio formă să zic aia și aia și aia. Și pentru că nu pot să fac asta, o să vă citesc câteva dintre note, așa ca să vă faceți o idee și o să vă zic ce vibe îmi dă mie. Să ne luăm un moment de apreciere pentru această sticluță care este suficient de simplă și totuși suficient de complicată sau de complexă sau de atrăgătoare
din pricina acestui capac. Hai să vă citesc notele, pentru că am aici o agendă și mi le-am pus și să văd unde le-am notat. Ok, avem bergamotă, afin, măr, cireșe, iasomie, floare de portocal, ilang ilang, vanilie, ambră, mosc și benzoină. Se cheamă benjoin en fleur, normal că trebuia să aibă și benzoin. Sincer vă zic, cu mâna pe inimă vă zic că e un parfum pe care l-aș recomanda blind buy, din simplul motiv că este atât de complex și atât de sofisticat încât nu poți să-i găsești cu sur. Nu poți să zici, mie parcă nu-mi place aia, parcă mi se pare că e așa. Efectiv, nu ai ce să zici legat de parfumul ăsta și ăsta este singurul motiv pentru care ai zice ai 650 de lei de dat cu parfum, parcă atâta costă, nu știu. Du-te și al pe ăsta pentru că nu o să regreți. Și cred că are 50 de mililitri aici. Scrie, da, scrie. Sunt 50 de mililitri aici. V-am zis de la început că e un parfum scump. Dar, e parfumul ăla care are puterea să-ți dea lumea peste cap. 100% are puterea să-ți dea lumea peste cap. Doamne, cum miroase! Doamne, cum miroase! Nu pot să vă zic, nu pot să vă descriu, nu știu unde să vă trimit să-l mirosiți. Nu, efectiv, nu știu unde să vă zic, duceți-vă și mirosiți-l acolo. Nu știu dacă puteți să vă comandați mostre de pe Niche Scent, nici măcar... Na, uite, poate dacă sunteți din Arad și le scrieți celor de la Niche Scent, vă puteți întâlni cu ei, nu știu dacă au magazin fizic în Arad, dar vă puteți întâlni cu ei să mirosiți parfumul ăsta, habar n-am. Dar e parfumul care are puterea să dea lumea peste cap. Și vă zic asta din tot sufletul, cu toată sinceritatea și asumându-mi faptul că cineva poate să vină să zică du-te-mă de aici, du-te de aici. Și pentru că tot am zis asta, chiar o să mă și duc pentru că am terminat acest clip, care sper că v-a plăcut. Nu cred că o să iasă de 15 minute, dar sper să nu iasă cu mult mai mult față de cele 15 minute. Așa că vă mulțumesc că v-ați uitat până aici. Sunt curioasă care este parfumul care pe voi vă obsedează toamna asta, așa că vă rog să-mi scrieți în comentarii. Vă pup, vă îmbrățișez, nu uitați să vă abonați, să-mi dați un like, un share, un subscribe, un orice vreți voi, să vă abonați, să-mi dați subscribe, ați înțeles, da? Yes, sunt bună la treaba asta astăzi, dar am foarte multă treabă. Trebuie să și editez clipul, să-l și postez și să ne vedem și duminică cu vlogul săptămânal. V-am pupat, vă îmbrățișez, vă mulțumesc încă o dată că sunteți aici. Sunt recunoscătoare și ne vedem data viitoare. Mua!